șocant în Mexic. Un bărbat a fost lăsat să agonizeze la ușa unui spital de stat din capitala țării, în timp ce rudele implorau ajutor. În zadar însă, el nu ar fi fost primit pentru că personalul medical se temea că are COVID, scrie presa din Mexic. Mai târziu a ajuns un echipaj de ambulanță care doar a confirmat decesul. Familia spune că omul avea de fapt insuficiență renală. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. ¿Ya lo vio? ¿Qué hacemos, señorita? ¿Qué hacemos? ¡Sigue vivo! No. Ahorita le lo cerré ese pedacito. Ahorita se lo... Bueno, ambulancia, por favor. Ahí te voy, carnal. Sí, lo van a tirar. Dale, carnal. No, 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 no,